Salut, camarazi! Astăzi o să vă explic așa, pe scurt, de ce statul român e ieșuat, de ce în toate instituțiile statului avem numai derbedei, numai bagaboante, numai incapabili, numai analfabeti, numai idios funcționali, numai rude, numai nepoți, neveste, amante, surori, frați, știți? E un fel de caracatiță care din 89 până astăzi a acaparat tot statul românesc, toate instituțiile statului. Știți și voi că după lovitura de stat a trădătorilor de neam și țară din decembrie 89, au apărut ca ciupercile universități private. Universitățile astea private au dat mii și mii de diplome pentru idioți, pentru de fapt a fost o invazie de analfabeti, incompetenți, știți, toți au luat diplome, dacă mai țineți minte pe celebrul Mischie din Oltenia, care dătuse 5.000 de dolari și se numea doctor, doctor Mischie, așa. Nu mai vorbim de generalul Izmană, de Gabriel Oprea, care e un incapabil, un analfabet are, e general cu trei stele, dar el vindea izmene la armat acum 10-15 ani, știți? Deci toți incapabilii au ajuns în posturi de conducere unde se plătește foarte bine pe bani, adică se iau salarii de la voi, știți? Tăim frunza la câini și ne făcând nimic, s-au făcut unii ca judecătorii și procurorii, provocând catastrofe, catastrofe umane, distrugere de familii, de destine, de aripi frunte, Din, în toate universitățile astea care au apărut ca ciupercile după lovitura de stat, au trecut judecători, procurori, cadre de Ministerul de afaceri Interne, la facultățile SRI și acolo a trecut cine a vrut, cine n-a vrut, bani dacă a avut și pe relații, pe PCR, pile, combinații și relații. Până facultățile girate sau sponsorizate de Ministerul Apărării la fel și tot felul, academii de poliție și tot ce vreți voi. În România nu contează ce știi să faci sau nu. Patalamaua îți dă drepturi. Dacă ai un titlu de doctor, Uh, prostimea trebuie să-ți dea salariul de doctor. Chiar dacă tu ești un analfabet și n-ai luat niciodată bisturiu în mână, uh, te numești doctor, nu? Și trebuie să -ți plătească salariul de doctor. Adică prostimea muncește pentru că tu, un incapabil, ai o patalama care scrie că ești doctor sau inginer sau ești știu cadru SRI sau ofițer sau nu știu ce știi. Uh, vă dați seama ce catastrofe s-au întâmplat. Oameni băgați nevinovați la pârnaie, mulți au pierdut case, terenuri, moșteniri, procurorii și judecătorii și polițiștii, știți și voi că la noi sunt mână-mână cu interlopii. Asta e, vine din sistemul comunist, că de-aia l-au omorât pe că ei făceau combinații cu bronzații și milițieni, și securiștii și membrii de partid și băga pe ea la înaintare cum fac și astăzi. Și astăzi e aceeași metodă, că știți că pe criminal îl, îl recunoști după modus operandis, știți? Adică după cum operează, cum omoară, nu? Are, fiecare are ticul lui, știți? Sau și springarii la fel, adică spărgătorii și, și toți. Deci, între 2003 și 2009 a fost numai, vă dau numai un exemplu, a fost o, facultate, o universitate privată, Europa Ecor. A, scos de, a dat 200 de diplome false pentru proști, pentru incompetenți, pentru analfabeți. Acum diplomele astea ar trebui, e, anulate. Nu poți să, să, dai diplome la idioți, e, e imposibil. Deci, și acum v-am dat numai un exemplu. Deci, Universitatea Europa Ecor, care între timp a dispărut, a funcționat șase ani de zile. Deci, probabil că cu girul securiștilor s-au făcut de securiști. Și dacă asta a dat 200, vă dați seama că sunt cel puțin 22 de în toată țara de diplome false care ar trebui uh, anulate. O bună parte dintre ei acum sunt în funcții la stat. O bună parte de ăștia care au luat diplome la Europa Ecor, eu știu, la Hiperion, la tot felul de universități, de-astea mai mult sau mai puțin private, toți au intrat la stat pentru că la stat tai frunză la câini, plimbi dosarele dintr-un birou în altul și-ți 5.000, 1.000, 10.000 de euro, știi? Poporul român e așa de prostit că plătește la oricine. Deci toți ăștia tăietori ăștia de frunză la câini s-au îmbogățit și au salariul de nababi. Bineînțeles că în astea 200 de diplome și probabil încă 20.000 altele, sunt tot felul de dudui de domnișoare de doamne de parașute de amante de neveste. Deci toată lumea s-a băgat așa acolo așa că e vorba lui Caragiale Trai V-am spus ieri v-am făcut clipul ăla și o fătucă de 23 24 de ani care i s-au dat Chestorul, secretarul de stat Despescu din de Ministerul Afacerilor Interne I-a dat subiectele de la, de la Concurs înainte Deci a mers ca în brânză, știți? Probabil ca și dezbrăcat-o <coughs> Și acum o fătucă De 23-24 de ani Care a lucrat cu, în secția Lutasu, că e fată de comisar șef Într-o secție de poliție Din București Deci fătucă asta, Ramona Dabija de la evidența populației în secția lui TASU, condusă de TASU, a ajuns directoare la Agenția Antidrog a Ministerului Afacerilor Interne. Ce treabă o avea evidența populației cu drogurile? N-are nicio treabă. Deci fătuca asta habar n-are pe ce lume trăiește, s-a dezbrăcat și a fost angajat acolo. A avut și proaica și tasu, a avut pilele necesare, dar bănuiesc că și pe dezbrăcate merge. Așa. Și acum știți cât câștigă fătul cu asta, un copil care nu știe să facă nimic, știți? Câștigă 15.000 de euro pe lună. Deci 150.000, 180.000 de euro pe an. În 5 ani devine milionar în euro. Banii voștri, știți? Așa, asta am vrut să vă zic că de -aia România merge din, din, lac în puț pentru că avem, suntem conduși de niște idioți cu diplome falsificate, cumpărate și așa mai departe. Ca să știți unde suntem, treziți-vă că altfel nu o să mai fim nici țară, nici popor. Vă pup cu drag! Pa, camarazi!